Albania se confruntă cu o lipsă de medici, motiv pentru care guvernul de la Tirana a emis o lege prin care absolvenții de medicină vor trebui să aleagă între a lucra în țară timp de 5 ani sau a plăti integral școlarizarea universitară dacă vor să plece în străinătate. România are în medie 2,9 medici la 1000 de locuitori față de media europeană de 3,5 medici la 1000 de locuitori. Distribuția însă este la noi extrem de inegală, astfel că sunt județe întregi cu deficit de medici. Mulți dintre proaspeții absolvenți de medicină și dintre tinerii medici români aleg să plece în afara granițelor și nu se mai întorc. Ce putem face ca cei care termină să rămână aici, din perspectiva, vă întreb, din perspectiva ideii care s-a vehiculat, de a-i obliga, între ghilimele, pe absolvenți să rămână în țară pe baza unui contract sau de a-și plăti studiile pe care le-au efectuat dacă vor să plece? Există astfel de idei? Sigur, idei există, dar trebuie o decizie politică. Dacă un politician va avea curajul să facă acest lucru, să propună astfel de chestiune, sigur, poate să o facă. Contravine unor reguli democratice. Dar avem o speță ușor diferită. E vorba de rezidențiatul pe post. Foarte multe spitale, să spunem, zone defavorizate, Tulcea, Călărea, scot rezidenția pe post. Și scot. Atunci un medic care nu a reușit să prindă la rezidențiat, să spunem, o specialitate cardiologie, atunci alege post de cardiolog la spitalul din Tulcea. El își face rezidențiatul, după care nu se va prezenta la post. Aici cred că ar trebui cumva Ministerul Sănătății să clarifice această relație, pentru că nu este normal. Sigur, există o relație contractuală acolo, dar medicul, până la urmă, a primit bani pentru serviciu prestat, pentru faptul că a muncit. Și atunci e foarte greu să legi chiar de spital. Și asta face foarte mult rău spitalelor defavorizate. Pentru că ei vor avea mulți medici, sau schema de personal va fi plină, dar cu medici rezidenți pe post. După ei își termină rezidenția, după care ei nu se întorc. Nu vor merge niciodată la postul lor. Merg în altă parte. Cu alte cuvinte, ar trebui regândit. Exact. Aici poate ar trebui și ar avea dreptul moral și dreptul legal să o facă, dar să o facă într-o manieră corectă. Ați avertizat în repetate rânduri, în mod public, că România va rămâne fără medici în viitor. Și dacă e să vorbim de deșertificarea medicinei de familie, se spune că în următorii 10 ani vom rămâne fără medici de familie și dumneavoastră aveți și cifre în acest sens. Putem vorbi de același lucru și în alte specialități medicale și care ar fi acestea? Desigur. Deci medicina de familie este exemplu clasic. Dar când am vorbit de deșertificarea României, România să rămână fără medici, este greu, nu? Vor rămâne. În zone universitare vor fi medici. București are 7 medici la 1000 de locuitori. Deci nu depășește cu mult media europeană. Deci nu zonele universitare vor fi dejertificate. Nu, acolo întotdeauna vor fi medici. Nu am această emoție. În schimb, acolo unde deja avem medici puțini, numărul lor va scădea. Și e foarte simplu. De ce? Pentru că un medic, eu practic chirurgia, să spunem. Dau un exemplu. Vreau să mă duc la spitalul din Călăraș. Mă duc acolo, nu am ateist, nu am un coleg urolog, nu am o echipă multidisciplinară. Voi pleca. Pentru că tu nu poți să mai practici medicina modernă singur. Tu ai nevoie de o echipă în spate. Și atunci, aceste zone care nu au medici, în viitorul apropiat, numărul lor va scădea. Exact din acest motiv. Și aici trebuie să fie, cumva, trebuie regândită politica de sănătate și sunt convins că Ministerul Sănătății are strategi care gândesc aceste alternative și opțiuni și, bineînțeles, vor găsi soluții.
Următoarele specialități pe listă sunt cele deficitare oricum în momentul de exact, față? Exact, adică terapie intensivă, specialități, toate specialitățile pediatrice. Toate specialitățile pediatrice, mai ales oncologie, hemato-oncologie pediatrică, neurologie pediatrică, toate, psihiatrie pediatrică, toate sunt deficitare. Medicina de urgență, bineînțeles, nu spun hematologia, specialitatea mea, care este o specialitate deficitară în marea majoritate a țării, oncologie, nu stăm bine aproape în niciun domeniu, să știți. Dar vorbim limitat de anumite județe.